Evident, îndreptăm acum tunurile în mod amical spre Ministrul Culturii. Aș vrea să discutăm și un punct de vedere politic și, de asemenea, înainte, totuși, cum regăsiți media și cum sunteți la a treia, să spunem, exploatați a treia oportunitate astăzi în municipiul de pe Trnava, mare domnule președinte. Identitatea națională a fiecăruia este foarte importantă și nu numai în România, dar în toate țările din Uniunea Europeană, fiindcă Uniunea Europeană, dincolo de această latură economică foarte puternică și trebuie să fie din ce în ce mai puternică, are și o latură etnică, fiindcă toate comunitățile trebuie să-și păstreze identitatea națională, religioasă, lingvistică și așa mai departe. De aceea eu cred că deschiderea, dialogul, cunoașterea reciprocă sunt elemente extraordinar de importante. Din acest punct de vedere, eu salut pe colegii mei și cu această ocazie și inițiativa lor e binevenită. Pentru maghiarii din județul Sibiu este important, o comunitate mică, dar puternică. Este foarte important orice eveniment de acest gen și sunt convins că prin cultură, prin dialog cultural, prin arătarea valorilor autentice, crește și încrederea între români și maghiari, între români și sași, români și alte naționalități. De aceea, eu cred că orice astfel de inițiativă trebuie susținută. Dar, dincolo de acest lucru, acum vorbesc ca ministru al culturii, noi am susținut puternic și acel festival de film care a fost organizat în vara acestui an la Mediaș, o inițiativă a regizorului Radu Gabrea și a primarului orașului Mediaș și am văzut și ecourile erau pozitive. Este MCF a avut peste 7.000 de spectatori. Peste 7.000 de vizitatori și participanți la acest festival. Deci eu consider că alături de Sibiu, Mediaș poate să fie și trebuie să fie un centru cultural cu ofertă culturală bogată, fiindcă economic aici dumneavoastră totuși din motivele binecunoscute, sunteți o comunitate puternică și dacă puteți adăuga și oferte culturale foarte diverse, variate, atunci sunt convins că va câștiga fiecare cetățean din acest județ și din municipiul dumneavoastră. Într-o Europa fără ziduri, evident, multiculturalitatea ar fi o soluție, pentru că media și-a pierdut mult din punct de vedere industrial față de vechea perioadă, vorbesc, comunistă. M-aș întoarce acum la câteva probleme politice, dacă îmi permiteți. S-a bătut monedă pe problema regionalizării. V-aș întreba punctual, punctul de vedere al Uniunii este bine cunoscut. Totuși, cum abordați problema schimbării Constituției? Pentru că acolo am văzut că este o poziție împotriva opoziției, pe de o parte, și în același timp vreau să vă mai întreb de legea minorităților. În ce stadiu se află și cum negociați cu puterea? Legea minorităților este un proiect comun, până la urmă, fiindcă el, sau mă rog, proiectul figurează și în programul nostru de guvernare și în protocolul semnat cu Partidul Democrat Liberal. Sigur, inițiativa ne aparține împreună cu celelalte minorități, dar eu vreau să cred în continuare că acest proiect va fi susținut de coaliția în întregimea ei. Noi am propus ca în luna noiembrie, octombrie-noiembrie, să continuăm dezbaterile în Comisia de Specialitate de la Camera Deputaților și dacă reușim să depășim cele două, trei probleme care nu au fost până acum, hai să spunem așa, discutate au fost, dar nu am ajuns la o înțelegere. Și mi se pare suspectă această întârziere? Mă rog, sunt foarte multe lucruri care pot fi discutate, dar eu înțeleg că, din acest punct de vedere, fiecare trebuie să facă un efort și colegii noștri din coaliție. Eu sper că dacă dezbaterile merg bine, atunci putem merge cu un proiect mai departe în plenul Camerei Deputaților. Sigur, eu am susținut și susțin de fiecare dată, trebuie să fie un proiect și o variantă care poate fi susținută de toată lumea. Dacă nu este așa, atunci putem aștepta, nu e nicio grabă, dar important e dialogul și argumentele în favoarea proiectului. În ceea ce privește Constituția, toată lumea recunoaște că e nevoie de o reformă constituțională, sunt multe aspecte care trebuie clarificate, nuanțe, relații instituționale, dincolo de celelalte aspecte. Și de acest punct de vedere ar
fi bine să avem un dialog și cu opoziția, că fără opoziție, corect, chiar vreau să mă întreb, amendarea Constituției nu poate fi dusă la bun sfârșit, fiindcă ai nevoie de două treimi, atât în Comisia de Specialitate, cât și în plenul celor două camere. Și acest lucru se poate realiza doar împreună cu opoziția. Ceea ce am discutat eu până acum cu colegii mei nu mă lasă să fiu foarte optimist. Divergențele între opoziție și arcul guvernamental e așa de mare, sunt așa de mari aceste divergențe, încât nu văd posibilă o apropiere în sensul de a asigura majoritatea de două treimi. Dar, sigur, dezbaterile trebuie continuate în comisiile de specialitate și, dacă nu reușim în 2011-2012, atunci rămâne ca după alegerile din 2012 să reluăm dezbaterile. Nu sunt optimist în ceea ce privește modificarea Constituției. Am putea găsi o soluție, dacă toată lumea ar fi de acord, să lăsăm la o parte toate punctele divergente, da, și să nu discutăm despre acele puncte, fiindcă acolo nu vom reuși să asigurăm două treimi și eventual să identificăm câteva aspecte unde se poate asigura o majoritate pentru a amenda Constituția, dar nu sunt convins că va exista un dialog între putere și opoziție, un dialog constructiv. Da, putem să ne așezăm, corect, la masă, putem vorbi mult și bine, dacă nu există o deschidere și o abordare pozitivă, lăsând la o parte alte discuții, atunci nu vom reuși. În ceea ce privește bicameralismul, trebuie o discuție foarte serioasă și aici nu văd cum am putea ieși din acest impas dacă cineva nu face un compromis. După aceea, dacă rămâne sistemul bicameral, atunci trebuie discutat competențele celor două camere. Trebuie văzut raportul între președinte și guvern, privind remanierea guvernului. Trebuie văzut foarte exact raportul între guvern și instituția Parlamentului. Trebuie revăzut și eu aici susțin foarte puternic o abordare în ceea ce privește Curtea Constituțională. Până în 2003, Parlamentul avea posibilitate de a amenda decizia Curții Constituționale, sigur, cu o majoritate foarte mare, și ar trebui să ne întoarcem la această posibilitate în continuare. Și sunt multe, multe alte aspecte care trebuie discutate, inclusiv organizarea administrativă teritorială. Bun, în legătură cu această organizare administrativă teritorială, dumneavoastră vă mențineți ideea, dar am înțeles că Partidul Democrat Liberal, ca motor al coaliției, vine cu o variantă care nu prea vă mulțumește, în sensul că se acceptă regiunea autonomă maghiară, dar partea legată de vest, vorbesc la județele Satu Mare, Sălaș, Bihor, se pare că n-ar exista o accepțiune din partea actualului guvern. Eu vă spun foarte sincer, această variantă a fost vehiculată doar în presă. Da. Noi în coaliție nu am discutat despre această variantă. Nu numai că nu am discutat, nu am văzut proiectul, nici măcar verbal nu ni s-a propus o variantă, dar sigur, speculațiile din presă le-am văzut și eu, trebuie fără foc, nu cred că este. Ca atare. Dar în acest moment, iarăși, este un subiect despre care vorbim de luni de zile, înainte de alegeri, cu 6 luni sau cu un an, dacă vom comasa alegerile și vom prelungi mandatul celor din autoritățile locale, iarăși rămâne problema dacă se poate sau nu se poate asigura o majoritate. Până la această oră, tot ce am discutat la începutul verii și nu am ajuns la un consens, rămân în continuare acele concluzii valabile și din punctul nostru de vedere, dar și din punctul de vedere al colegilor din coaliție. Noi recunoaștem și susținem că este necesară o reformă administrativă, dar în România, când și o lege foarte simplă se aplică cu greutăți și cu dificultăți enorme, o reformă administrativă care ar trebui pusă în aplicare până anul viitor la alegeri este aproape imposibil de acceptat și aplicat. De aceea eu sunt sceptic și propunerea noastră era să pregătim toate dezbaterile, să ducem toate dezbaterile până la bun sfârșit, să avem și proiecte, 2-3 proiecte puse pe masa specialiștilor și după aceea pe masa comisiilor de specialitate, dar decizia să luăm după alegerile din 2012,
fiindcă în acest moment nimeni nu e dispus să facă un compromis în așa fel încât să fie acceptabil și pentru partea cealaltă. De aceea, cele două subiecte, regionalizarea și amendarea Constituției, da, nu văd cum ar fi duse până la bun sfârșit în acest ciclu electoral. Deci rămâne sceptic. Domnule președinte, totuși aș mai avea o întrebare ultima, pentru că vă grăbiți la o ședință care va avea loc peste câteva minute. Vreau să vă întreb de faptul că cărcotașii de serviciu au pus pe undeva Uniunea Democrată Maghiară, că este un fel de amantă veșnică a puterii. Mă gândesc la faptul că din 96 sunteți la guvernare. Vorbește de guvernarea CDR, în care trebuie spus însă că Uniunea Democrată Maghiară a dat o măsură de echilibru politicii românești prin maturitatea politică, în care a fost recunoscută ca atare de opinia publică și de către presa de bun simț. Mă gândesc la guvernarea PSD și iată la guvernarea aceasta cu Alianța, da, și rămânând în continuare cu Partidul Democrat Liberal la putere. Este posibil că gurile de cam așa spun, că înainte, poate cu 6 luni, înainte de alegeri din noiembrie, pentru că se pare că termenul se apropie, acela va fi discutat și cu domnul deputat Mircea Cazan din partea USL și cu domnul Gheorghe Roman chiar ieri din partea PDL și spuneau în mare parte că sunt pe surse faptul că până la urmă alegerile vor fi unificate, vor fi în noiembrie. Întrebarea este, e posibil ca UDMR, evident, poate prea devreme să discutăm, dar UDMR își urmărește scopul politic, acela de a rămâne la putere. E posibil să părăsească actuala coaliție? Sau excludeți cu totul că așa ceva nu se poate întâmpla? Orice este posibil, dar câteva nuanțări trebuie făcute. Da. Noi, într-adevăr, am fost la guvernare din 96 până în 2000. Între 2000 și 2004 am susținut un guvern PSD, dar noi nu am fost în cabinet, n-am avut niciun ministru. Asta înseamnă că am avut o înțelegere parlamentară, susținere parlamentară, dar efectiv noi nu am făcut parte din executiv. Am fost iarăși în executiv între 2004-2008, cum se cunoaște foarte bine în guvernul Tăriceanu. După aceea un an am stat în opoziție. Când exista PDL și PSD, o coaliție largă de 2/3. Monstruoasă coaliție. Și după aceea ne-am întors în coaliție în 2009, în decembrie 2009. Deci orice formațiune politică, orice partid politic vrea să ajungă la putere. Asta nu este ceva rău. Că dacă tu faci politică ca să fii în opoziție, înseamnă că ori nu înțelegi sensul politicii, ori ești mazochist. Fiecare dorește să ajungă la putere și să pună în aplicare proiectele politice cu care a câștigat încrederea populației. În acest moment nu se pune problema părăsirii coaliției. Noi nu avem această intenție. Chiar credem că acest ciclu trebuie dus până la capăt, așa cum am început. Da. Adică cum am preluat în 2009. Dar, sigur, intenția noastră, oricât de puternică este, poate fi schimbată direcția, poate fi schimbată și de alții. Eu vă spun că am discutat de foarte multe ori cu colegii, cu președintele Boc, cu ceilalți colegi din coaliție și nimeni nu are intenția de a rupe în acest moment, în această perioadă, coaliția. Și eu cred că nu ar fi niciun interesul României. Ce se va întâmpla după alegerile din 2012? O altă poveste. Corect. Dar eu cred că acest ciclu trebuie dus până la capăt. Terminat așa. Am înțeles, într-o logică a politicii corecte.